Salutare, prieteni, și bine ne reauzim și ne revedem la episodul cu numărul 59 al podcastului nostru. Vă spuneam săptămâna trecută că după meciul cu FCSB, cu Steaua, o să avem o discuție mai largă. Uite, se pare că am avut noroc și cu un... sau am avut ocazia să ne și bucurăm de un rezultat mare, un rezultat important, să avem parte de o seară minunată de luni. Prima victorie împotriva FCSB, mă rog, Steaua, cum s-o mai numi, în ultimii 15 ani, după ani în care universitatea obișnuia să piardă pe bandă rulantă sau maxim să scoată câte un egal în fața echipei finanțate de GGB, care e mai simplu așa ca să o identificăm. Uite că a venit și o victorie după un joc foarte bun, poate cel mai bun pe care l-a avut universitatea în acest sezon. Însă intrăm direct așa în discuție și urăm bun venit Radu Constantea, președintele Universității Cluj. Vă mulțumim că ne-a acceptat invitația și pe care vreau să-l întreb așa, se pun întrebarea acestor zile, dacă s-a pus vreun moment problema ca Eugen Neagoie să plece la FCSB. Din punctul nostru de vedere, nu. Ieri am văzut și noi știrea, am discutat și cu Eugen, dar nu s-a pus problema și nici nu se pune problema ca Eugen să plece. 16 etape, 17 puncte, după doar două în acele 6 etape, în care Ieri Neagoie poate să fie mutarea care a salvat acest tur de campionat. Nu v-am auzit, scuze că nu v-am... Spuneam că în primele 6 etape cu Eric Lincar echipa a obținut 2 puncte și acum suntem la cota 17 după venirea lui Eugen Neagoie. Este această mutare care poate să salveze acest campionat? E clar că după schimbarea lui Eric cu Eugen am reușit să acumulăm un număr de puncte important pentru noi. Dacă ne uităm, cred că Eugen are o medie de 1,5 puncte pe meci. Sigur că suntem mulțumiți cu evoluția ultimilor 10 meciuri, chiar dacă poate am fi putut avea 3-4 puncte în plus, dacă ne gândim la meciurile cu Voluntari și cu FCU Craiova. Dar dacă suntem corecți și în cele 6 meciuri care le-a avut Eric, cu siguranță în mod normal ar fi trebuit să avem mai multe puncte, pentru că au fost evoluții consistente. Dacă mă gândesc la primele 2 meciuri, în care cred că dacă reușeam să avem 2 sau chiar 4 puncte plus, nu era nicio problemă din punctul de vedere. Dar, în urmă, cred că a fost o alegere bună cea cu Eugen și am reușit să recuperăm pe cartul care l-aveam față de anumite echipe după primele 6 etape și suntem acolo unde ne dorim. Poate dacă am fi avut 3-4 puncte în plus, astăzi arăta mai bine și în clasament. Dar suntem în obiectiv. Obiectivul nostru pe care l-am stabilit era locul 8-12, așa că, sigur, mai este drum foarte lung. Acum va începe adevărata bătălie și din iarnă, când vor mai fi câteva etape de jucat din sezonul regulat plus play-off sau play-out, acolo cred că se va face și diferența în campionat. Am avut ocazia și în meciul cu FCSB să vedem la lucru un jucător de care mulți deja așa s-au îndrăgostit, pe Mamadou Thiam. Un jucător care a venit așa după ce a început campionatul, nu, el a debutat abia în meciul cu Chindia Târgoviște. Cât de mult au contat transferurile pe care le-ați făcut în, nu știu, în etapa 5, a 6, a 7, au venit Vlădoiu, au venit jucători noi pe care ați reușit să integrați după o vară în care, așa la o primă analiză, transferurile nu au fost cele mai inspirate? Da, poate am fost un pic prea precaut în vară. Pe modelul pe care am început noi acum 6 ani, am încercat să nu exagerăm din punct de vedere a cheltuielor, și aici mă refer la nivel de salarizare. Dar odată cu venirea lui Eugen și cu discuțiile pe care le-am avut, am înțeles foarte repede că este nevoie de să ne mișcăm pe piața transferurilor și să aducem întăriri. Și cred că echipa a arătat mult mai bine
și am crescut și nivelul din punct de vedere calitativ a echipei și asta este și obiectivul în următoarea perioadă de transferuri, să mai încercăm să aducem jucători și să creștem nivelul. Apropo de Tiam, el a semnat până în vară, nu? Dacă nu mă înșel. V-ați gândit să-i propuneți deja o prelungire, să nu pierdeți, nu știu, în iarnă? Sau are contract? E pe un an jumătate contract. Adică okay. Pe două sezoane, cum ar veni. Sezonul curs și următor. Apropo de plecări, veniri, după meciul cu FCSB, Gigi Becali, cum face el de obicei, practic ofertează toți antrenorii din campionat când pleacă propriul antrenor. A apărut și numele lui Eugen Agoe pe lista propusă de Gigi Becali. Ați avut ceva discuții? Știi ceva despre asta? Nu, n-am avut. Pe noi nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a contactat nimeni. Din ce am înțeles, Eugen a fost contactat de niște persoane din anturajul FCSB-ului, dar e clar că și mesajul lui și discuțiile pe care le-a avut cu noi, nu își dorește să plece în statul club și nu se pune problema ca el să plece. Cât de mult contează prezența lui Eugen Agoe și mai ales starea de spirit pe care o transmite el? După fiecare meci spune că echipa vrea să performeze și mai bine și după meciul cu CFR, al doilea meci, spunea că în viitorul apropiat Universitatea va ajunge sus, dacă toate lucrurile funcționează bine. Cât de importantă e constanța asta până la urmă și în planificarea pe care o aveți voi pentru viitor? Sigur că Eugen, cum îl cunoaștem cu toții, e un tip foarte ambițios, care și când am discutat prima oară când a venit la Cluj și a stabilit niște obiective foarte clare în al doilea sezon, sigur primul sezon obiectivul e clar să rămânem în prima ligă, dar să încercăm să construim o echipă care în al doilea sezon, în sezonul următor, să atace play-off-ul. Sigur, o luăm pas cu pas, suntem conștienți că este drum lung până ne atinge obiectivul din acest sezon, dar gândim și planificăm împreună cu el să întărim echipa ca să creștem de la meci la meci și sigur să creștem nivelul până la urmă, pentru că așteptările la Universitatea Cluj și în Cluj în general sunt ca această echipă să se consolideze în prima ligă și să crească de la an la an. Ați făcut deja un transfer pentru perioada de iarnă. Andrei Miron a semnat cu Universitatea. El este deja la antrenamente. Mai aveți deja ceva înțelegeri cu anumiți jucători sau urmează să vă ocupați de asta după ce se încheie campionatul? Mă rog, după ce se încheie prima parte a campionatului. Încă nu. Aici, pe Eugen, împreună și cu Gabi Giorgiu și cu toată echipa, lucrează deja, sigur, au o listă pe care o urmăresc deja și sperăm că după ce se va încheia sezonul de iarnă să reușim să și concretizăm discuțiile care sunt în ora actuală. Da, bineînțeles că transferurile nu și mutările pe care le veți face în iarnă depind foarte mult de bugetul pe care se bazează Universitatea. Un club care obișnuit pe suporteri, mai ales în ultimul an, în ultimii ani, să fie destul de stabil financiar. Aveți nouă implicare a companiilor din Cluj și din Transilvania, aveți mulți sponsori. O cotă mai mică anul ăsta, nu? De la primărie. Cât de dificil e pentru tine să ții sub control bugetul și să ții finanțarea asta la un nivel ridicat? Este dificil pentru că, până la urmă, suntem într-o competiție cu alte echipe care au un alt mod de finanțare. Nu o zic în sensul peorativ, în sensul negativ, dar noi ne finanțăm din mare parte din core business, adică din veniturile ce reușim să le aducem din activitatea principală, adică nu avem un finanțator în spate, nu avem un patron, cum au multe echipe în România. Și atunci, sigur, suntem dependenți de un buget pe care îl construim de la începutul sezonului. Avem contractele de sponsorizare și de publicitate care înseamnă proporții de 40% din buget, care sunt clare, și atunci asta e și motivul pentru care nu ne permitem greșeli majore din perspectiva politicii de transferuri, pentru că
principala cheltuială la un club de fotbal sunt salariile pe zona sportivă. Și atunci, dacă faci anumite greșeli sau îți dai seama că mai trebuie să aduci îmbunătățiri, e clar că trebuie să rezolvi partea de buget pentru a nu intra în probleme din punct de vedere financiar. Pentru că noi nu avem la cine să mergem să zicem ok, am făcut anumite greșeli și dacă ne puteți suplimenta bugetul. Și atunci, asta cred că e cheia foarte, să zic, un punct foarte important în clubul nostru, în care analiza pentru jucătorii pe care vrem să-i aducem și îi aducem să fie foarte riguroasă și să nu facem greșeli din punctul ăsta de vedere. Pentru că asta înseamnă că ne dă un pic peste cap bugetul și trebuie să reacționăm, cum s-a întâmplat acum în septembrie, când am reacționat pe piața transferurilor, am renunțat la câțiva jucători și am adus jucători noi și asta pune presiune pe buget. Dar te rog. Da, scuze. Nu, spune. Dar încercăm să ținem, în același timp încercăm să ținem situația financiară sub control, chiar dacă poate în România e un model mai puțin folosit, în care astăzi foarte multe cluburi din România mizează prima oară pe rezultate sportive și ulterior pe o, dacă rezultatele sportive sunt, să-și rezolve și situația financiară. Adică cred că în România este o formă foarte dezvoltată de betting pe rezultate sportive. Adică se oferă niște contracte sau niște salarii în care astăzi cluburile nu au neapărat, nu sunt neapărat bugetate, dar speră că prin rezultatele sportive să-și facă rost și de finanțare. Și cred că s-au mai discutat în ultimii ani, cred că ar fi important ca Liga Profesionistă de Fotbal și împreună cu Federația, poate la începutul fiecărui sezon, să stabilească un plafon maximal de salarizare pentru fiecare echipă în funcție de bugetul care îl are la dispoziție și care îl poate și garanta. Adică sunt astăzi echipe care oferă niște salarii care încă nu le au garantate și vedem că avem multe cazuri în care echipe intră în insolvență sau chiar intră în faliment. Vezi aici, nu știu, mi se pare că discuția poate fi purtată oarecum pe mai multe planuri. M-am uitat puțin în această dimineață, am numărat atunci, să nu mă uit neapărat ideea și atunci sigur că apare așa o competiție inegală, pentru că, cum am zis, noi în vară am fost destul de precauți, ne-am stabilit un nivel de salarizare care ne puteam permite și sigur ne-am constatat că poate am fost prea precauți și ar fi fost mult mai indicat să fim mai aventurieri din punctul ăsta de vedere și să mizăm și noi pe un nivel de salarizare mai mare și să mizăm pe rezultate sportive imediate. Pentru că probabil ești într-o competiție cu alte echipe și rezultatele sportive contează foarte mult și trebuie să-ți îndeplinești obiectivul, pentru că mai ales Liga 1 înseamnă venituri importante din drepturi TV, care îți garantează undeva la 22-23% din buget și atunci este foarte important să nu ai probleme din punct de vedere a retrogradării sau unui eșec din punct de vedere sportiv. Dar dacă toate echipele ar avea, adică la început de sezon ar veni cu un buget care să-l poate și garanta, pentru mă refer aici în principiu la nivelul de salarizare care îl oferă, atunci competiția ar fi mult mai loială și mult mai corectă din toate punctele de vedere și cred că ar ajuta în primul rând fotbalul românesc, pentru că avem o lipsă de încredere a ceea ce înseamnă fotbalul românesc în străinătate, adică discuți cu jucătorii care stau și se gândesc dacă într-adevăr să vină în România sau nu, pentru că au auzit și ei de toate aceste probleme financiare care s-au întâmplat în ultimii ani la anumite cluburi. Repet, nu putem generaliza, nu putem vorbi de o majoritate a cluburilor, dar sunt anumite cluburi care au anumite probleme financiare și care mizează foarte mult pe rezultate sportive ca ulterior să-și rezolve aceste probleme. Asta spuneam și mai devreme. Cred că la o primă analiză, dacă ne uităm pe cele 16 cluburi din Liga, din Superliga României, 8 dintre ele au într-un fel sau altul un buget care se bazează în mare măsură pe o finanțare publică. Sunt cluburi care se bazează 100% pe finanțări publice, cum sunt, nu știu, Chindia sau CS Mioveni sau FC Voluntari. Sunt cluburi care se bazează parțial pe finanțări publice, dar serioase, cum este Sepsi. Nu, până la urmă, asta rămâne întrebarea și era deja discuție pe care o aveam și în Liga a doua. Competiția aceasta neloială între cluburi, care până la urmă
pot să primească o infuzie de 500, 600, 700, 1 milion de euro, cum s-a întâmplat în anii trecuți, nu? Cu echipe precum, nu știu, chiar și Academica Clinceni. A terminat sezonul regular pe un loc foarte jos, apoi a investit foarte mult din bani publici în echipă în iarnă și a reușit să se salveze. Până la urmă, cum crezi că se poate echilibra competiția asta neloială? Și aici mă gândesc încă la un lucru paradoxal. Multe dintre echipele astea finanțate din bani publici nu depun niciun fel de efort pentru a, nu știu, pentru a atrage publicul la stadion, pentru a crește interesul, nu știu, copiilor, tinerilor, oamenilor pentru sport. Văd voluntariul joacă în continuare cu 400-500 de oameni pe stadion, deși sunt o comună foarte mare, un oraș, de fapt, sunt acum un oraș, nu? Și au un stadion de 3-4-5 mii. Cred că ar fi două modalități. Una ar fi, sigur, modalitatea mai dură, să zic așa, pe care noi o susținem, chiar dacă și noi o susținem din perspectiva unui club care are o finanțare publică, care are o cofinanțare publică, adică credem că putem fi și credibili când susținem lucrul acesta, că este un club care am renunțat la o parte din acești bani. Dacă toate echipele din Liga 1 ar renunța la finanțarea publică pentru tot ce înseamnă activitatea primei echipe, mă refer aici, că într-adevăr nu e nevoie de această finanțare publică, dar ea e nevoie să fie îndreptată în special înspre infrastructura sportivă, pentru că acolo trebuie să fie ajutate cluburile, și înspre academie, adică centrul de copii și juniori, că până la urmă este o investiție în sănătate. Adică prima oară, dacă reușim să convingem cât mai mulți copii să vină să practice un sport, este o investiție pe termen mediu și lung în ceea ce înseamnă sănătatea populației. Cred că asta ar fi o soluție, dar în același timp, sigur, nu știm dacă poate avea capacitatea foarte multe cluburi să-și continue activitatea la nivelul actual. Și atunci o soluție intermediară ar fi eventual să stabilim niște bugete max, niște sume maximale pentru fiecare echipă care poate să primească o cofinanțare publică și până la urmă competiția să fie o competiție pe management și pe ceea ce înseamnă posibilitatea unui club de a trage venituri din activitatea principală. Și aici, repet, sunt cele trei structuri de venituri importante care există în fotbalul european: drepturile TV, care există și în România și în Liga 1, sunt destul de importante, după aceea contractele de sponsorizare sau de publicitate și veniturile din abonamente și ticketing și, sigur, tot ceea ce înseamnă venituri din activitatea meciului. Și cred că acolo ar trebui să fie o competiție între cluburi și atunci sigur că brandurile de care tot discutăm și să vedem că deja sezonul ăsta se văd, adică vedem media de spectatori a crescut în Liga 1 în față de ultimele ediții, pentru că au apărut echipe importante, cum este Universitatea Cluj, Petrolul Cluj, UT Arad, în care vezi că oamenii vin la stadion și susțin acea echipă. Și asta ar trebui să se vadă la un moment dat și în bugetele respective și într-o competiție împotriva altor echipe care nu au un nivel de spectatori foarte mare, cum ai dat exemplu foarte bun, Voluntari. Dar acest lucru nu se vede neapărat în buget, pentru că există acea cofinanțare. La anumite echipe este o sumă mai mică, la anumite echipe este o sumă mult mai mare. Și atunci efortul pe care îl face un club să atragă spectatori la meci, să atragă sponsorizări din comunitatea de business, din localitatea de unde își desfășoară activitatea, se compensează prin această alocare publică și atunci nu mai există neapărat competiție. Și sigur este mult mai ușor să atragi o finanțare publică decât să mergi în comunitate și să atragi sponsorizări sau contracte de publicitate. Și atunci cred că ăsta e și motivul pentru care cluburile nu și-au dezvoltat o competență, să zic, pe zona asta și n-au început să investească în departamentele de marketing și tot ceea ce înseamnă de a face acțiuni în care să atragă lumea la stadion și să atragă companii în fotbal. Pentru că, din păcate, astăzi nu sunt foarte multe companii, nici multe companii multinaționale sau companii care să investească în fotbalul românesc. Avem câteva exemple, cum e Farul Constanța, cum mai sunt câteva cluburi care într-adevăr au reușit, acum și Rapidul, care au reușit să atragă companii mari alături, dar asta înseamnă sigur că investiți în primul rând în departamentele de marketing care să atragă aceste venituri. Deci cred că cele două variante ar fi, unul, ori varianta în care să se elimine finanțarea publică pe tot ce înseamnă Liga 1 și Liga 2, sau să se limiteze în funcție de liga în care evoluezi cu o anumită sumă din buget, în care practic atunci ar fi o competiție cât de cât loială între echipe. Pentru că astăzi
dacă ne-am referit strict la nivelul bugetului, atunci e clar că echipe gen Fecior Satea Cluj sau echipele din București sau alte echipe în care primăriile sau consiliile județene au cele mai mari bugete și ar putea, în teorie, permite și să aloce cele mai mari sume. Dar vedem că nu se întâmplă acest lucru, pentru că astăzi cred că cea mai mare sumă publică alocată în Liga 1 este la Fece Voluntar. Apropo de acolo, până la urmă, poate nevoia acolo, adică cheltuielile în Comuna Voluntar, în raport cu alte orașe mari din România, nu e la fel. Adică cred că astăzi Comuna din Voluntar nu are investiții foarte mari în ceea ce înseamnă domeniul de educație, sănătate, infrastructură și atunci sigur că își cheltuie banii pe anumite activități care poate nu au neapărat o legătură directă cu rolul unei primării sau unui consiliu local. Apropo de ce spuneai înainte despre importanța celor trei surse de venit, m-aș referi puțin la ultimele două. Spuneai match day, operations, ticketing și așa mai departe. Cât de mult au contat ultimele trei meciuri jucate de UC Cluj acasă? Cu CFR două partide, cu Steaua o partidă în care au fost extrem de mulți oameni la stadion. Ați avut deja semnale din partea unor companii care au văzut ce se poate realiza când vine lumea la stadion să susțină și mai mult pe viitor sau să se alăture clubului? Da, am avut semnale de asta. Acum sigur ține de capacitatea noastră de a merge în comunitate și de a atrage aceste companii, și pentru că până la urmă avem argumente și aceste argumente sunt datorită suporterilor care au venit în număr foarte mare în aceste trei meciuri și mă refer aici într-un termen relativ scurt, adică 9 zile au fost trei meciuri în care am avut peste 60.000 de spectatori, dacă acumulăm cele trei meciuri. Și sigur că noi ne-am bugetat, adică făcând acum abstracție de meciul de cupă, ne-am bugetat aceste venituri pentru cele două meciuri. Adică noi de când am început sezonul am bugetat veniturile astea din match day operations și le fac parte din buget, deci nu sunt extra venituri, să zic, cu care noi nu ne așteptam. Astăzi undeva suntem la 15-16% de total din buget. 16% reprezintă undeva veniturile din ticketing astăzi pe total buget. Sigur, ne dorim să creștem undeva media europeană, undeva la 28-29%, dar cred că stăm destul de bine în raport cu alte echipe. Cred că stăm în top 3 la nivel de structură pe acest segment de venituri din bilete. Și cred că este un argument pentru companii, pentru tot ceea ce înseamnă investiție în sport. Lumea își dorește să vină număr cât mai mare alături de universitatea și sigur să susțină acest club, pentru că noi ne bazăm foarte mult pe aceste venituri. Veniturile, mă rog, de care vorbești tu, vă ajută pe voi să construiți o echipă mai puternică. Din păcate, până acum în campionatul ăsta am văzut că nu neapărat echipele mai puternice câștigă. Există și alți factori, cum e, din păcate, arbitrajul. Au existat foarte multe discuții legate de VAR, de deciziile arbitrilor. Voi, până acum, mai mult prin vocea lui Eugen Iagoe, ați reclamat faptul că nu e corectitudine în campionat. Puteți face ceva împotriva acestei situații? Noi, ca și, adică de când am început acest proiect, cel puțin eu personal mi-am propus ca rolul unui președinte sau de a construi și nu de a ieși neapărat public prin declarații, din public, declarații legate de arbitraj sau de analize sportive, pentru că cred că rolul principal într-un club de fotbal îl au jucătorii și antrenorii. Ei trebuie să discute despre ceea ce se întâmplă în teren și aici mă refer la analize din punct de vedere sportiv. Atunci, sigur, n-am fost un președinte care să iasă public, să-l vedeți în fiecare zi la televizor, să analizeze prestația jucătorilor și să vorbească și despre arbitraje. Cred că este un model corect, în urmă, pentru că, cum mă repet, principalii actori sunt jucătorii și antrenorii și ei trebuie să fie cei care discută și care ies în față. Legat de arbitraje, n-aș vrea să comentez foarte mult. Sigur că putem spune că suntem unul dintre cluburile care nu au avut, să zic, parte de arbitraje foarte bune în acest sezon. Cred că
dacă numărăm așa deciziile pro și contra, suntem în minus, serios. Minus, destul de serios. Sper că, până la urmă, știi cum e, pe durata unui sezon acest lucru să se echilibreze și să se rezolve această situație. E clar că este o problemă destul de mare în ultima perioadă la nivelul arbitrajelor. Și aici mă refer în principiu la VAR, pentru că din acest sezon ne-am așteptat cu toții ca erorile de arbitraj nu să se fie eliminate în totalitate, dar să se diminueze din punctul de vedere, care până acum cel puțin nu s-a întâmplat, pentru că avem destul de multe discuții legate de erori de arbitraj în care pur și simplu nu s-a consultat VAR-ul, și atunci aici este o discuție. Dar n-aș vrea să intru prea mult în această dezbatere, pentru că nu cred că favorizează foarte mult în primul rând clubul. Și cum am și declarat, că am văzut că domnul Balaș a fost destul de supărat pe o declarație de a noastră, când am fost întrebat cum comentez arbitrajul de la meciul cu CFR, zis foarte clar că nu prea avem cum să-l comentăm, pentru că nu avem competență din punctul de vedere în clubul nostru, și asta într-adevăr e un minus. Și aici mă refeream încercam să fiu un pic ironic la adresa dânsului, pentru că am văzut că după meciul din cupă a ieșit imediat și a analizat arbitrajul și se referea la o fază undeva la 60-70 de metri de poarta lor, în care ar fi fost un fault și după acel fault am fi reușit noi să egalăm. Adică mi s-a părut un pic așa o analiză extrem de forțată din partea lui, și sigur că a fost arbitru, până la urmă el are competențele și poate să analizeze foarte bine situația unui arbitru, dar cred că în rolul actual care îl are el de președinte a unui club, nu e neapărat normal să iasă după anumite meciuri și să facă o analiză a arbitrajelor, ținând cont de că este un fost arbitru și are o relație până la urmă de cu unii arbitri, poate și de prietenie sau de colegialitate, și atunci cred că e normal să nu facă o analiză din punct de vedere a arbitrajelor din postura care o are acum. Spuneai de greșelile care au existat în ultima perioadă. Am numărat, nu știu, din 5 greșeli mari de arbitraj în care VAR nu a intervenit. De 3 ori a fost implicată Universitatea Cluj în defavoarea Universității Cluj. Asta nu e puțin lucru, mai ales dacă ne aducem aminte la meciul cu CFR din campionat. Spune mai devreme și despre faptul că, într-adevăr, cealaltă echipă din oraș comentează foarte des arbitrajul pentru care un om în structurile sale care provine din arbitraj, pe Cristi Balaș. Și sigur, e și credibil, pentru că e un fost arbitru, adică el poate să analizeze până la urmă, încercând să poate să analizeze destul de obiectiv prestația unor arbitru. Noi, sigur că eu, ca până la urmă președinte, aș putea și eu să ies să fac o analiză a arbitrajului, dar nu cred că e rolul meu și nu cred că am neapărat competențele necesare să facă o analiză dacă un arbitraj a fost bun sau nu, și nu cred că e neapărat corect din punctul de vedere. Mai ales că un fost arbitru, cred că e mult mai indicat să fii mai, adică din perspectiva analizelor unor arbitraje, să fii mult mai temperat. Apropo de asta, Gazeta Sportului scria în urmă cu o săptămână despre faptul că Marian Salomir a fost ofertat de către Universitatea să intre în structurile clubului. E ceva real în informația asta sau... Nu, am citit și eu, nu am avut loc nicio discuție legată de acest subiect. Am înțeles. Bun, până la urmă, vrem nu vrem, arbitrajele influențează modul în care se încheie clasamentul, modul în care, nu știu, un jucător poate să evolueze sau involueze, poate să influențeze postul unui antrenor. Am văzut meciuri cum a fost cel cu Hermannstadt, pentru că e și datoria noastră să analizăm lucrul ăsta. Meciuri cum a fost cel cu Hermannstadt, un meci foarte tacticizat, două echipe foarte organizate, deloc dur, în care Universitatea a primit 7 cartonașe galbene și un cartonaș roșu, iar adversarul niciun. Te întreb, e, nu știu, o întâmplare, sunt coincidențe sau e mai mult decât atât? Dincolo de greșelile flagrante pe care le-am văzut, dar mă refer la abordarea unui arbitru pe perioada unui singur meci. Eu sper să nu, adică eu nu cred că este, eu sper să fie, să zic, o prestație mai puțin reușită a unui arbitru la momentul respectiv. Nu cred că cineva are ceva împotriva Universității Cluj și sper să nu și să există acest lucru. E clar că suntem un club care poate nu avem oameni în organizația noastră care să aibă legături foarte strânse cu tot ceea ce înseamnă
zona fotbalistică, adică aici mă refer la, avem o relație corectă atât cu federația și cu celelalte cluburi, dar nu avem o istorie de amiciție și de prietenie cu oameni care activează de mulți ani în fotbal. Sper că acest lucru să nu afecteze neapărat evoluția arbitrilor în meciurile la care participă Universitatea Cluj și sunt convins că sunt doar în anumite momente în care au fost anumite decizii neinspirate. Plec de la această premisă și poate chiar dacă sunt un pic naiv sau lumea zice că sunt naiv în această analiză, sunt convins că aceste lucruri pe întregul unui sezon se vor regla din punctul nostru de vedere. Da? E clar că, până la urmă, arbitrajele pot influența, mai ales la un campionat cum e actuala ediție foarte strâns, pot influența foarte mult rezultatul final. Astăzi și noi, dacă ne gândim, poate cu cele două puncte de la voluntari, în care minutul 30 avem penalti clar plus cartonaș roșu, după aceea poate cele două puncte cu FCU Craiova, când din punctul nostru de vedere avem gol valabil, astăzi am fi fost poate pe locul 7 sau 8, care cu siguranță ar fi fost total diferit pentru noi. Dar, repet, cred că până la urmă sunt greșeli care se întâmplă, dar astăzi avem VAR și acest lucru oferă posibilitatea arbitrilor să-și corecteze aceste greșeli. Și eu nu cred că e nicio problemă ca un arbitru să meargă să se consulte și dacă într-adevăr a luat decizia greșită să întoarcă această decizie. Cred că aici un pic în România poate arbitrii consideră că dacă merg și se consultă VAR-ul ar putea avea ei o problemă sau s-ar interpreta că au făcut o greșeală. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Le-am promis ascultătorilor și urmăritorilor noștri că nu o să ne întindem foarte mult. Radu Constantea, așa de final, care crezi că e dincolo de obiectivul fotbalistic pe care l-ați și anunțat, locurile 8-12 pe care Universitatea încearcă să-și îndeplinească în acest sezon? Care ar fi care ar fi alte obiective pe care voi vi l-ați propus pe zona administrativă pe care Universitatea încearcă sau vrea să-și le îndeplinească până la finalul acestui sezon? În următoarele două luni, să zicem, până la finalul anului, încercăm să inițiem discuții cu actualii parteneri, adică sponsori, și cu alte companii din Cluj, să încercăm să ducem acest club la următorul nivel. Am pornit la acest drum acum 6 ani, am reușit să ajungem în Liga 1. Împreună cu suporterii s-a demonstrat că această echipă are o strânsă legătură cu tot ce înseamnă comunitatea, ADN-ul acestei comunități e strâns legat de brandul FC Universitatea Cluj și această echipă și această comunitate merită mult mai mult. Noi am ajuns până la un anumit nivel, dar avem nevoie de sprijinul comunității și aici mă refer la companiile din Cluj și din regiune de a duce această echipă la următorul nivel. Așteptăm alături de noi companii noi sau poate chiar investitori și cred că asta e un obiectiv pentru următoarele două luni a nostru de a reuși să atragem finanțare în structura noastră și să creștem nivelul și să ne stabilim niște obiective mai îndrăznețe, pentru că până la urmă există infrastructură sportivă în Cluj, există brand, există suporteri, până la urmă ține de finanțare să ducem clubul mai departe și s-a demonstrat că FC Universitatea Cluj are susținerea suporterilor și a oamenilor din Cluj și până la urmă e de datoria noastră, celor care suntem astăzi, să încercăm să ducem la următorul nivel sau sigur dacă există și alte persoane care consideră că pot ajuta și se pot implica mult mai mult, suntem deschiși și nu ușa clubului nostru este deschis pentru oricine care crede că poate să vină să investească sau să se implice la orice nivel din punctul ăsta de vedere. Și până la urmă, fotbalul e cel mai important sport care există astăzi în lume și un club puternic fără o secție de fotbal puternică cu siguranță nu există din punctul ăsta de vedere. Și cred că e important ca Universitatea Cluj să-și consolideze locul în campionatul intern și de ce nu să visteze la mai mult în viitor. Dar asta până la urmă ține de implicarea până la urmă companiilor și a oamenilor din Cluj și din regiune, pentru că este nevoie de buget ca să poți merge la următorul nivel. Noi cu actuala structură, cu actuala asta, am ajuns undeva la un nivel maximal ceea ce putem noi realiza, așa că cred că ca să putem face următorul pas e nevoie de o implicare mai mare din partea companiilor și de ce nu poate unor investitori care să vină să
să ducă. Pentru că Universitatea Cluj, cred că dacă facem așa o analiză în campionatul intern, este una dintre cele mai importante cluburi, care are cam tot ceea ce trebuie la un club puternic. Are un stadion modern, are o bază de suporteri foarte mare, provine dintr-un oraș cu o putere economică foarte mare. Așa că, până la urmă, are cam toate părțile unui puzzle care se poate. Noi am fost cei care am încercat să aducem această echipă în Liga 1 și să prezentăm acest puzzle că există. Acum cred că acest club trebuie să treacă la următorul nivel și acest puzzle să se construiască și să ducă acolo unde e locul Universității Cluj, adică în topul Ligii 1 până la urmă în câțiva ani. Mai am o ultimă întrebare. Vorbeai foarte mult despre bugete și despre bugetul pe care îl aveți acum și despre bugetul de care ar avea clubul nevoie să meargă la nivelul următor. Care ar fi sumele? Cam care ar fi bugetul pe care se bazează Universitatea Cluj astăzi și care ar fi bugetul de care ar avea nevoie clubul să, nu știu, să ajungă să se bată la play-off sau mai sus pe Europa? Astăzi undeva la 4 milioane jumate, în funcție și de veniturile care le vom realiza din ticketing, pentru că alea sunt bugetate, dar alea practic se realizează de la meci la meci. Și cred că pentru a ajunge să te bați la play-off ai nevoie de un buget de minim 6 milioane jumate de euro. Deci să creștem undeva cu 50% bugetul. Și aceste creșteri pot veni cam din două zone în principal. Unul din drepturile TV, dar asta înseamnă să ai rezultate sportive mult mai bune ca să poți ocupa un loc mai bun și după ce ai ocupat acel loc îți crezi veniturile din drepturile TV și sigur veniturile din partea finanțatorilor privați, aici din sponsoring sau din partea investitorilor. Noi nu mizăm să creștem din zona publică, adică nu ne dorim ca bugetul să crească exclusiv din zona publică, să mergem la primărie să zicem ok, avem nevoie de suma asta, cum finanțarea să vină din zona respectivă, pentru că asta nu e neapărat o creștere organică și nu e naturală din punctul ăsta de vedere, chiar dacă suntem în competiție cu alte echipe care au sume importante. Radu Constantea, îți mulțumim pentru că ți-ai luat timp să discuți din nou cu noi și cu suporterii universității. Sperăm că la următoarea discuție o să dezbatem modul în care am ajuns la următorul nivel despre care vorbești tu. Din punct de vedere sportiv, în primul rând, că până la urmă asta contează cel mai mult. Deocamdată Cluj e pe locul 11, în obiectiv, în momentul de față, până la play-off nu mai e mult. Să sperăm că meciurile următoare cu Craiova, cu FC Argeș, vor aduce rezultatele pe care le așteaptă toată lumea și să ne auzim și să ne vedem în curând cu alte motive de discuții pozitive despre universitatea. Vă mulțumesc frumos. Dragi prieteni, în partea a doua a episodului nostru ne aduce puțin aminte de turul campionatului. V-am promis inițial că o să facem asta înainte de meciul cu Steaua. Probleme logistice ne-au cam împiedicat să facem asta, din păcate, dar ne revanșăm acum foarte scurt și după aia trecem să discutăm puțin despre poate cel mai frumos meci, din punct de vedere al rezultatului cel puțin, al Universității Cluj în acest sezon, 2-1 cu FCSB. Alin, hai să trecem așa scurt prin turul campionatului. Universitatea Cluj a revenit după 7 ani în prima ligă, după barajul cu Dinamo și am început campionatul cu un meci tare, 1-1 cu FCSB. Am început campionatul cu un meci tare, la finalul căruia toată lumea spunea wow, e cel mai bun meci pe care l-a făcut Universitatea după multă vreme. Un meci pe care studenții l-au abordat cu un fotbal modern, au jucat foarte sus. Am terminat meciul în terenul advers, cu ocazie și mai departe. Ne gândeam atunci că e un mega rezultat. A fost un mega rezultat, a fost un rezultat foarte bun, însă până la urmă s-a dovedit că FCSB până la urmă pierde pe banda rulante puncte cu toate echipele, adică oarecum un punct FCSB era cam de bifat. Putem să mergem la meciul următor, pentru că acolo în primele 45 de minute meciul acesta nu se vede foarte bine așa, cu Universitatea Craiova. Mi s-a părut că primele 45 de minute cu Craiova au fost iar senzaționale. Trebuia să fie 3-0, 4-0 la pauză. Am văzut ocazii ratate din toate pozițiile.
Kipciu, Remacle, Filip, țin minte foarte bine meciul acela de la Mediaș. Craioveni au avut două ocazii. În repriza a doua au transformat una și s-a terminat 1-1. Exact. Și așa, panta asta... Da, zi, te rog. Și s-a cam terminat și perioada bună a universității, din păcate, odată. Nu, că mai puțin. Despre, uite aici, a fost așa o pantă de asta, o rampă, de fapt. Am urcat foarte bine, până prin minutul 30 cu FC Argeș, când conduceam cu 1-0 și Purece rata un penalti și atunci cred că am avut vreo 5 ocazii imense. Deci, imense. Țin minte Bălană, una... mare, Briciag, peste foarte multe. Și acolo s-a dus totul de râpă. S-a dus totul pe râpă, ne-am dus în cap. A venit eliminarea lui Florin Ilie. De la 2-0 s-a făcut 1-1 și apoi 2-1, 3-1 imediat. Și din acel moment, cred că asta a fost momentul, primul moment psihologic al turului, în care Eric Lincar și stafful său n-au reușit să gestioneze înfrângerea de la Argeș. A urmat meciul cu Petrolul, în care oaspeții au câștigat cu 1-0 fără să tragă neapărat spre poartă. A fost un gol reușit de Gicu Grozav, destul de ciudat. Din nou penalti ratat, însă se vedea că echipa își cade foarte mult rația și ne-am dus la UTA, unde a fost foarte mult. Am plecat cu capul plecat. Exact. Exact ca Kipciu în imaginea asta. Da, n-am reușit nici cum să ne revenim. Cred că a fost meciul în care lumea deja a început să-și pună întrebări serioase. Dacă Universitatea, în formula care a început campionatul, cu Eric Lincar pe bancă, chiar va reuși să facă față campionatului. Speranțe încă mai erau, dar a venit meciul cu Sepsi. Și altceva vreau să mai spun despre meciul cu UTA. Cred că a fost primul meci în care ne-am dat seama că plătim tribut rău de tot campaniei dezastroase, aș putea spune, s-a dovedit a fi foarte slabă, de transferuri din vară. Pentru că în meciul cu UTA, echipa, dacă ții minte, a mers cu un singur fundaș central în lot. A jucat Filip fundaș central și nu a făcut-o tocmai bine. Nu existau soluții, jucătorii veniți nu au adus absolut niciun fel de plus. Iar meciul cu Sepsi a pus capac după o primă repriză bunicica universității, însă încheiat groghi. A fost și acele scandaluri cu meciul întrerupt. În fine, un meci chiar de tristă amintire. A fost și ultimul pentru Eric Lincar, căruia da, trebuie să-i mulțumim pentru faptul că a fost, cred că în vara în care a venit, cred că a fost singurul care a crezut că Universitatea poate să promoveze. Eu n-am crezut. Puțini am fost, într-adevăr. Eric Lincar a venit din start și a spus ori promovez, ori plec. Până la urmă a promovat și a și plecat, din păcate. Și a venit Eugen Agoe. Nou, un antrenor privit oarecum așa, să nu spun neapărat cu scepticism, dar un antrenor care nu era văzut drept un mare revoluționar al fotbalului. S-a dovedit oarecum chiar invers, pentru că Neagoie cred că a adus exact ceea ce lipsea universității, disciplină multă, tactică mai ales, și a reușit să rezolve anumite animozități din sânul lotului, a dat un refresh unor jucători, în primul rând lui Eli Fernandez, care în primele etape cu Lincar nu mai juca mare lucru, e bine, era deja jucător, a debutat în meciul acela cu Voluntari, în care am avut parte de una dintre gafele sezonului în VAR, da, mâna aceea pe care o pune Ricardinho în fața mingii în careu. Penalti, cartonaș roșu. Exact, eliminat și să primim penalti. Da. Aș zice că, până la urmă, continuând ideea ta, ce a adus Neagoi, a adus puncte la Universitatea. Și aia era cel mai important lucru în momentul respectiv, 0-0 la Voluntari, după care... ar fi trebuit un punct cel puțin adus și de la Rapid. Dar la cum arăta jocul, da. Din păcate n-a fost să fie. Un penalti tot așa pe finalul meciului. Iară discutabilă situația. Și apoi a venit încă o gură de oxigen, așa. Egalul de la Mediaș. Da, egalul de la Mediaș. A venit tot în urma unei gafe a VAR-ului, nici măcar nu cred că s-a cerut VAR acolo. Portarul Craiovei respinge mingea de după linia porții, era clar pentru toată lumea poziția lui, faptul că avea picioarele pe linie, deci mâinile puteau să fie doar în spate.
Un meci excelent făcut de Universitatea, prima repriză, din nou multe ocazii ratate, o repriză a doua mai slabă și doar un punct din meciul cu Craiova, din nou doar un punct. Da, și au venit și trei puncte. Au venit și trei puncte, dar au venit și trei puncte chiar în momentul în care erai oarecum cu cuțitul rău de tot la os și Universitatea chiar ducea o mare, mare lipsă de puncte. A venit prima victorie, uite, la Mioveni. Gol marcat de Lee Fernandez, apropo de ce povesteam. Și meciul ăsta, vorba aceea de 6 puncte, a fost dublat de meciul următor cu Chindia Târgoviște. Da, a fost meciul de cupă. Înainte am jucat în cupă, da, să nu uităm cupă, că am mai jucat și rezervele un pic să vedem ce poate echipa a doua și eu aș zice că deși am câștigat cu 2-0, am spus-o și atunci, nu prea ne-au convins. Rezervele a fost... A fost primul gol al lui Mamadou Thiam, uite. Exact, asta vreau să spun. A fost așa, apariția lui Mamadou Thiam, acel Mamadou Thiam cu vreo 10 kg în plus, dacă ne aducem aminte. Pe așa părea, da, se pare că, da, spunea de el. Care, da, care doar 3-4 kg în plus, până la urmă le-a dat drepe de jos, pentru că a devenit rapid un jucător important. A fost meciul cu Chindia. Prima victorie acasă, golul marcat de Lori Filop pe finalul meciului, o altă victorie mare și prima demitere a unui antrenor de către Universitate. Vom vedea că mai urmează una. Da. Dar până atunci am fost la Botoșani. Am fost la Botoșani, da. Puteam câștiga, dar iară ceva n-a mers până la... Până în fața porții a mers totul, de acolo nu prea s-au legat lucrurile. Ok, am scos un egal, te-am întors până la urmă. Ok. Omul cu golul din partida cu Chindia, Lori Filop, platează la Botoșani o ocazie imensă în ultimele secunde. Într-un meci pe care Universitatea Cluj pot să spun că l-a dominat. Cred că a fost echipa mai bună. Și însă... să nu uităm, am jucat cu o echipă care era groghi. În momentul respectiv. Era la pământ, toată lumea deja o vedea în divizia a doua, după înfrângerea din etapa precedentă, pe Universitatea n-a reușit să profite de momentul ăla bun. Dar a întors-o cu Sibiu. Dar a profitat de nu știu, inspirația lui Eugen Neagoe și de modul în care a gândit tactic acest meci. Mi se pare că a fost... M-aș hazarda să spun că a fost exclusiv victoria lui. Bine, nu poate fi chiar exclusiv, dar 90% cred că a fost victoria lui. În modul în care a reușit să închide Hermannstadul și a reușit să îi învingă cu propriile arme și mai mult să câștigăm în inferioritate numerică cu un gol marcat pe final. Cred că a fost o victorie care va conta foarte mult în clasamentul final, în economia finală. Cu siguranță. Următorul meci... La Faro a mers în excursie până la urmă, da? Nici nu prea ai ce să discut despre meciul ăsta, deci putem să așa îl închidem rapid, pentru că înainte, apoi a urmat meciul cu CFR din Cupa României, o prestație bună a Universității în fața unui stadion care a început să se devină din ce în ce mai plin. Și a venit apoi meciul din campionat 1-2, și la penaltiuri, și la goluri, și 2-0 la greșeli de arbitraj. În favoarea sau în defavoarea Universității, cum vrem să o catalogăm. Am mai discutat al doilea penalti al CFR-ului, e foarte, foarte discutabil în continuare. Eliminarea lui Eboa după faultul ăla criminal asupra lui Filip nu e discutabilă, dar n-a avut loc. Dar eu zic că după meciul ăsta nu rămânem cu punctele, ci rămânem cu poate cea mai frumoasă imagine din fotbalul românesc în anul 2022. 24.500 de oameni pe Cluj Arena, record în România. Cred că după meciul ăsta nu l-am auzit pe Cristi Balaș să vină să facă analiza arbitrajului. Nu, nici eu. A fost un pic ocupat sau nu știu. Păi na, nu știm. Da. Sunt doar anumite meciuri la care contează arbitrajul. Corect. Și am încheiat așadar turul pe locul 15. Aș zice slab, dacă mă uit la clasament, 3 victorii, 7 înfrângeri, am marcat 10 goluri în 15 meciuri, o zestre destul de slabă, dar chiar și așa clasamentul e destul de apropiat și până la urmă
șansele ca Universitatea să-și îndeplinească obiectivul, cum spunea și Radio Constantea în intervenția lui anterioară, e undeva locurile 8-12. Ei bine, Universitatea a învins în prima etapă din retur FCSB. În cel mai bun meci, cele mai bune 60 de minute ale acestui sezon, mi s-a părut că Universitatea a controlat cu atâta încredere partida cu FCSB, încât dacă nu exista acea gafă a lui Romario care l-a lovit cu gheata în cap pe Campanio, fără să-l vadă, bănuiesc, cred că Universitatea, pe lângă faptul că ar mai fi marcat, nu ar fi avut absolut niciun fel de emoție, a controlat în acele 60 de minute total jocul. Am avut parte și de niște jucători în mare formă. Acest Mamadou Tiam, de care, uite, vezi că până la urmă experiența noastră ca ziariști ne-a ajutat foarte mult să nu judecăm un fotbalist după primele lui minute. Lumea s-a hazardat să ia la mișto. Bine, nu a avut o imagine foarte bună în meciul cu Chindia, însă băiatul acesta are niște execuții extraordinare. Rar am văzut la Universitatea un fotbalist care să lovească mingea atât de bine cu ambele picioare și să o controleze atât de bine, să protejeze atât de bine balonul în dueluri cu adversarii. Mi-a plăcut Pițian, o găselniță a lui Eugen Neagoe, și mi-a plăcut foarte mult Andrei Gorcea. Da, și mie mi-a plăcut atât Pițian cât și Gorcea, și mi-a plăcut foarte mult, evident, Tiam, ne-a plăcut tuturor că a fost jucătorul care practic a schimbat soarta meciului. Uite, aici am adăugat și imaginea prezentată de Clubul Universitate, așa o mică retrospectivă a partidei. Da, Gorcea, Pițian, Tiam, și mie mi-a plăcut foarte mult Bic. Mie mi-a plăcut cât de mult a muncit la mijlocul terenului, a făcut și acea recuperare la primul gol, a făcut foarte, foarte multe. A fost așa jucătorul, poate fix jucătorul pe care l-așteptam de la începutul sezonului. El tot a jucat titular, a fost preferat și de Linkar, a fost preferat și de Neagoe în primul 11. Dar până acum n-a convins. Ei bine, a făcut-o la meciul cu FCSB. Filip, iarăși, n-avem ce comenta, ca de obicei își dă viața pe teren. Și uite așa, Universitatea a sărit 4 locuri în clasament. Am ajuns pe locul 11. Cred că asta e un moment foarte important pe care Eugen Neagoe va trebui să-l gestioneze așa cu un cel mai mic detaliu, și cred că e omul capabil să o facă, pentru că Universitatea mai are două partide, bine, la fel ca și cealaltă echipe. Mai sunt două partide până la o întrerupere de, nu știu, vreo 20 de zile, o 17 zile a campionatului, pe perioada grupelor campionatului mondial, Superliga României se întrerupe. Așa că mai avem nevoie de un forcing puternic, în așa fel încât să obținem măcar un punct în bănie cu Craiova și apoi o victorie cu FC Argeș, care cred că ar cimenta foarte bine poziția Universității undeva la mijlocul clasamentului, acolo unde își doresc studenții să termine. Cred că meciul cu Universitatea Craiova devine important, deși cu siguranță multă lume nu ne dă mari șanse, având în vedere că Craiova pare într-o revenire de formă. E bine, eu cred că Universitatea are puterea să vină măcar cu un punct din bănie, la fel cum are puterea să învingă și FC Argeș și să încheiem această, nu știu, nici măcar nu pot să zic în prima parte, pentru că mai urmează în câteva meciuri în decembrie, această toamnă cu un moral foarte ridicat. Da, cu siguranță meciul de la Craiova va fi, n-aș zice neapărat decisiv, dar va fi cel care va spune extrem de multe despre momentul în care se află Universitatea. Jocul bun cu CFR în cupă, jocul bun cu CFR în campionat, jocul senzațional cu FCSB, 60 de minute până la eliminarea lui Pires cu FCSB. Un rezultat pozitiv la Craiova e oarecum urmarea logică. Chiar dacă Universitatea, să nu uităm, va avea parte, sau mă rog, va duce lipsă de mulți jucători în această partidă. Pires nu va juca, Vlăduiu nu va juca, iar Neagoe trebuie să, n-aș zice să improvizeze, dar să găsească din nou soluții.
Eli Fernandez, nu știm dacă revine până la meciul de la Craiova. Există speranțe, dar sunt destul de slabe, din câte am înțeles. Nu va fi deloc ușor și... Da, asta este. Până la urmă, trebuie să ne batem cu toți adversarii, trebuie să adunăm cât mai multe puncte și un punct de la Craiova, urmat de, în teorie și sper și în practică, 3 puncte cu FC Argeș. Da, exact. Și acolo s-au schimbat multe la Argeș, avem un alt antrenor. Campionatul e lung, campionatul e foarte lung. Play-out-ul va fi foarte important, de aceea ceea ce se întâmplă în iarnă, apropo de ce spunea Radu Constantea, este iarăși foarte important. Vedem. Luăm lucrurile pas cu pas, e important să trăim momentul alături de Universitatea, să ne bucurăm de victorii, pentru că nu sunt neapărat foarte dese. Și să sperăm... N-au fost, hai să sperăm că vor fi. Că vor fi, exact. Prieteni, ne-am întins un pic mai mult decât v-am obișnuit, însă am avut, cred că, un episod în care am avut ocazia să discutăm, să analizăm și să aflăm câteva lucruri importante din sânul Universității Cluj. Sâmbătă, ora 21, e Universitatea Craiova, Universitatea Cluj. Noi ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare, iar până atunci să vă meargă cât mai bine. Haideu! Numai bine și haideu!